Bună ziua tuturor! La ședința aceasta sunt prezent un număr de sfârșiturile noastre. Domnul Mariu a un pic mai târziu. Doamna Iotache Pircea va lua legătura cu noi online, dar sună mai bine, nu poate să participe pe anul curent. Și domnul Caparatu Tonel, bine, până atunci are legătura online, dar mă întâlnesc puțin până îl schimb colegul, că e o situație. Așa, dar ședința este statutară, cu vestul de consilier prezent, toată din ceilalți, putem da drumul acesta. Deschide ședința. Nu vă zic că citesc. Când ne citesc. Deci, dăm citire în dispoziție 129, primul convocare a ședinței ordinare a fost în local în Stiracaș și pentru data de 9 august. În temeiul prevederilor articolului 196 aliniatul numărul de rapid din ordonanță de urgență numărul 57 de 2019 privind votul administrativ se dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașa Județul Bacău, ședință ordinară din data de 9 august 2021, începând cu ora 16:30, care va avea loc în sala de ședințe de la primărie și care va avea pe ordine de zi următoarele proiecte de hotărâre. 1. Rectificarea bugetară. Vis-a-vis de calamitățile care au avut loc. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Județean Bacău și Comuna Mănăstirea Cașa în privind asigurarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei handicap. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii serviciului salubrizare și administrarea domeniului public și privat al Comunei Mănăstirea Cașa în serviciul public de gospodărire comunală a Comunei Mănăstirea Cașa. 4. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului fosta grădiniță numărul 1 din satul Mănăstirea Cașa în Comuna Mănăstirea Cașa, văzut în inventarul domeniului public la poziția numărul 68, coloana 2, conform hotărârii Consiliului Local numărul 24 din 16 iunie 2020, în vederea desfășurării activităților din Centrul Comunitar Mănăstirea Cașa, din cadrul proiectului ASIG. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei suprafețe de 1 metru pătrat pentru construirea unei cruci în memoria tatălui și surorii domnului Beluin Corneliu, care și-a pierdut viața într-un accident de tren CFT în anul 1949. 6. Proiect de hotărâre privind preluarea fără plată în proprietatea Comunei Mănăstirea Cașa a autoturistelor scoase din uz, aflate în proprietatea instituțiilor publice. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în scădere a sumei de 874 de lei, reprezentând taxă de gunoi pentru doamna Lucu Georgiana, din satul Lumești, Comuna Mănăstirea Cașa. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata de salubritate pentru domnul ciubotarul Constantin Aurel, din satul Mănăstirea Cașa, în Comuna Mănăstirea Cașa. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru Comuna Mănăstirea Cașa. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului achiziția autogrede pentru serviciul public de gospodărire comunală a Comunei Mănăstirea Cașa în județul Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de lucrări topografice în satul Scutaru, Comuna Mănăstirea Cașa. 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea domeniului privat pentru pozițiile 550 și 551. 14. Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni, august, septembrie și octombrie. Articolul 2. Prezenta dispoziției va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la vizierul de la primărie și va fi publicată pe pagina de internet a instituției. Articolul 3. Prezenta dispoziției va fi depusă la dosarul de ședință, va fi adusă la cunoștința tuturor consilierilor locali, odată cu convocatorul. Și va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău în termenul legal pentru controlul legalității. Mai repeți altceva? Da, ca de fiecare dată, știți că v-am obișnuit cu introducerea pe ultima sută de metri. Am chiar scuze, dar asta e situația și chiar totul impune ca să mai introducem două probleme pe ordinea de zi.
Una ar fi aprobarea demarării procedurilor pentru achiziția serviciilor de consultanță, management și întocmirea documentațiilor pentru obținerea finanțării și implementarea proiectului cu titlul Modernizare iluminat public în Comuna Mănăstirea Caș și Județ Bacău. Și încă o temă, modificarea organigramei și statutului funcției. Aici intervine faptul că nu am modificat organigrama în urma concursului pe care l-am avut pe achiziții publice. Și o să, la momentul respectiv, o să vedeți că mai avem o hotărâre pe care totodată, dar este prinsă, aia în care modificăm titulatura și a băieților de la sector, care nu se pliază pe cerințele noastre. Două puncte pe care vă rog să le introducem pe ordinea de zi și cred că cea mai bună chestiune ar trebui și alegea președintelui de ședință, nu trebuia să fie pe ultimul punct, ci trebuia să fie chiar primul punct, da? Nu contează asta. Fii ca cum data viitoare, da. Într-o următoare de primul. Da, a fost septembrie, octombrie, dar a fost nu îi dăm să acum. Septembrie, octombrie, noiembrie. Ce? Doamna mai e la ce dată? Da. Ați trecut aici august. Păi, august. A septembrie, octombrie, da. Da. Deci, octombrie, noiembrie. Septembrie, octombrie, noiembrie. Septembrie, octombrie, noiembrie. Trebuie să avem trei luni. A început cu septembrie. Da. Aici ați scris greșit. Da. Septembrie, octombrie, noiembrie. Atunci nici nu trebuie să fie în primul. Ar fi trebuit să fie primul cu părintele care următorul ar fi trebuit să preia ședința. Doamna Pamela și pentru asta. Hai să trecem la aprobări. Da. Cine este pentru ordinea de zi prezentând? Este cineva împotrivă? Sunteți împotrivă? Nu. Se apără la cineva? Nu. Trecem la aprobarea. Deci cine este pentru aprobarea listei suplimentare de prezentate de doamna primar? Este cineva în regulă? Se abține. Deci trecem la primul punct. S-a aprobat. Procesul de evaluare data trecută. De ședință. Da. Avem logică ceva? Doar să spunem. Se supune la. Da. Da. Să punem la vot procesul verbal al ședinței de data trecută. Cine este pentru? Da. Cine este pentru? Totul. Da, totul. Mai e caz, să mergem la primul. La primul punct, da. Deci, rectificarea bugetară, rezolvarea de calamitățile. Da, după cum toată lumea știe, am fost grav afectați de inundații. S-au dat. Dacă îmi permiteți. Avem o hotărâre de guvern prin care numărul 778 din 21-7-2021, prin care am primit în vederea refacerii infrastructurii locale afectate 2324 de mii lei. Adică 2.324. Mai este. Cerem să facem rectificarea, adică începând cu august să demarăm, am introdus și credite și tot pentru a începe în 1 august lucrările de refacere. Pentru asta va trebui să aprobați rectificarea de buget. Există referatul doamnei Cornelia, legea, hotărârea a fost trimisă, hotărârea de guvern. Deci, nu, a fost trimisă. S-a trimis tot. Da? Ați primit-o. Atunci solicităm aprobarea rectificării. Cine este pentru rectificarea bugetară? Unanimitate. Tot, da? Da. Da. Următorul punct. Da. Proiectul de hotărâre privind contractul de asociere între Consiliul Județean Bacău și privind și protecția copilului, cred că în Comuna Mănăstirea Cașe, privind asigurarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Este un tip de contract care e anual semnat între noi și Consiliul Județean. Ideea e că trebuie să fie aprobată în ședința de Consiliu Local,
dumneavoastră la aprobați astăzi, iar noi mâine îl trimitem semnat către Consiliul de Țară. Da. Lasă-vă. Spune-mi la vot cine este pentru proiectul de hotărâre pentru care ar putea să cerem. Punctul 3. Aprobarea schimbării denumirii serviciului salubrizare și administrare domeniul public și privat al Comunii Mânăstrea Cașmea în serviciu public de gospodărire comunală. Da. Pentru că noi nu facem, nu avem serviciu de salubrizare și nici administrarea domeniului public și privat nu se face la sector. După cum bine știți, acolo avem trei șoferi și un șef. Acești șoferi sunt trimiși la diverse acțiuni, cea mai mare parte pe parte de drumuri. Deci și fac cu totul alte activități în zona aceea, fapt pentru care solicităm ca denumirea să se modifice din serviciul salubrizare și administrare a domeniului public și privat în serviciul public de gospodărire comunală al Comunei Mânăstrea Cașmea, județul Bacău. Aveți ceva împotrivă? Discuții? Spune-mi la vot cine este pentru schimbarea denumirii serviciului. Toți, da? Da. La punctul 4, proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului, fosta grădiniță modului Mânăstrea Cașmea, în centrul comunitar Mânăstrea Cașmea, prin cadrul proiectului Asigur. Da, deci au fost prinși ca și comună într-un proiect numit Asigur. Un proiect între Bacău și Vrancea, area de servicii integrate guvernamentale locale, respect Bacău și Vrancea, așa se cheamă, Asigur, prin care se vor furniza servicii integrate grupurilor dezavantajate în calitate de promotor al proiectului este DGASPC. Prin acest referat al doamnei Ionel de la achiziții, se solicită aprobarea schimbării destinației spațiului de la fosta grădiniță numărul 1. V-am dat acolo, așa cum este prins în domeniul public și privat al primăriei, un inventar. Acolo se va desfășura activitatea centrului comunitar Mănăstirea Cașmea, care acest centru nu va asigura servicii numai pe Mănăstirea Cașmea. În acest proiect vor fi implicate și alte trei comune în afară de Mănăstirea Cașmea. E vorba de Comuna Cașmea, Comuna Pârgărești și Comuna Târgu Troduș. Inițial, la acest proiect a fost prevăzut ca clădire să-și desfășoare activitatea școala din Lupești. Școala din Lupești, la care au venit cei de la direcție și au constatat că nu se poate desfășura acolo o activitate de acest gen. Pentru că în afară de faptul că sunt două angajate de pe raza comunei noastre, acolo vor veni în sprijinul acestor oameni care au probleme, doctori, inclusiv se vor întâlni tot felul de comisii, care vin în sprijinul celor identificați de cele două mediatoare de la mediul comun. Sunt angajate deja două fete de la noi. Una este doamna Amiculese Gabriela și a doua este Căiețeanu Nicoleta. Deci cuprindem ca și probleme tot ce înseamnă la nivelul comunei. Identificăm copiii cu probleme, oamenii în vârstă cu probleme. Mi s-a spus că dacă se poate să aducem, sunt oameni care nu se pot deplasa nici până la o comisie să-și ia un certificat de handicap. Se vor putea desfășura acele ședințe aici, în centrul nostru. De aia trebuie să avem la dispoziție o clădire care să arate bine.
o clădire în care trebuie neapărat să avem ca și spații două, nu numai una singură, unul singur, în care vor sta fetele noastre, plus doctorii care vor veni la noi în comun. Bineînțeles că la momentul acesta, acest sediu este grădiniță. Noi vom da o hotărâre prin care schimbăm destinația spațiului. Doamna director va face și o ședință în cadrul școlii, la fel, în care va trebui să solicităm inspectoratului că vrem să schimbăm destinația acestui spațiu, după care putem să intrăm într-o legalitate cumva cu toate documentele conform legii pentru așa ceva. Totodată a fost nevoie să cadastrăm și să intabulăm respectiva locație. Lucruri pe care deja suntem în curs de desfășurare. Așa că vă solicit aprobare sau dacă putem să facem o discuție pe această temă. Grădinița asta unde e aici, în fața căminului? Aia din fața căminului, da. Și dați două încăpere acolo, una pentru doctor și... Pe două încăpere are de tot. De tot, da. Nu este proprietatea școlii? Nu, este domeniul public și privat al primăriei. Are destinație de grădiniță, la acest moment. Dar noi acum schimbăm destinația acestui spațiu. După care facem, urmăm toată rigoarea legii, deci nu facem nimic. Trebuie aprobată și la inspectorat. Ne trebuie și aprobată la inspectorat, în funcție o să trimitem examul. Da. Plus că suntem în curs de recepție la școală. Suntem pe ultima sută de metri, cumva, pentru că în momentul de față se face comisia, așteptăm de la ISC să ne analizeze ziua și persoana care va fi prezentă, după care putem anunța ISU, Ministerul Dezvoltării și executantul, strângem deja, facem toată documentația, totul este în plină desfășurare. Și așa că spațiul respectiv nu va mai fi folosit. Toată lumea va intra în școala nouă. Măcar îi dăm o destinație, zic eu, frumoasă, care pentru comună va semna ceva, cel puțin pentru problemele pe care le avem. Grădinița, aminte că am învățat în școala aia acolo. Avea cancelare și două clase, trei încăpere. Vorbim de grădiniță. Nu am știut exact. Vorbim de grădiniță. Deci nu la școală aia. Nu de școală. Are este gălăria pentru că am înțeles. Vreau să spună ceva fericit. Dacă îmi permite, vreau să mă rog, da? Da. Salute. Vreau să spun că faptul că s-a ales această locație pentru caseiul pentru acest proiect, consider că este destul de bine și pentru clădire, pentru că am de vedere că acum va fi un sediu, iar acum prezintă, plus că acolo nu va mai învăța niciun copil, la modul de vedere că toți elevii și toți preșcolarii își urmăresc locul în școala mărului și în școala mărului. Plus că clădire a fost renovată și arată destul de bine. Este pregătită cu un hol la intrare și cu două camere și zic eu, este un contact cu trecurile și cu sucenițele de acest proiect. Are și ce înseamnă. Deci nu ar fi nicio problemă pe parcursul ieri. Mi se pare foarte ok lucrul acesta și pute chiar lucru, pentru că acea clădire va fi și mai ieri și întrețită în timp, este clar. Plus dotarea va intra în cadrul acestui proiect norvegian. Deci ei vor veni cu dotare. Da. Mobilier, tot ce trebuie. Rampă pentru handicap, toate astea le va face în cadrul proiectului. Să punem la vot să schimbarea destinației mobilului grădiniței pentru un centru comunitar. Cine este pentru? Școala aia acolo să mai figurează cineva acolo, o școală mare care cealaltă echipă.
deteriorată, nu? Nu știu, nu ar pus fi deteriorată. S-a învățat acolo. S-a învățat, da. Bine. Nu faci o lipsă. Da. Următorul. La aprobarea unei suprafețe de 1 metru pătrat, pentru că mi-a venit cu roce. Mi-a aproape pușitorului domnului Beloi. Domnul Beloi a venit cu rocele, prin care intenționează să monteze satul Pești, situat între gardul actual ce împrejmește dispensarul sătesc și drumul județean, pe o suprafață de 1 metru pătrat, locul unde tatăl meu Constantin și sora mea Cecilie, în vârstă de 9 ani și-au pierdut simultan viața în 1941, într-un accident de tren care ferată trecea pe acel loc. Probabil că ați avut cererea, nu? Da. Ca o glumiță cu o paradiză, am spus, avea posibilitatea să-și construiască asta pe via când a fost prima. Da. Acum, nu, dar mai fost construire și nu era da? S-a aprobat. Pentru că s-a aprobat și atunci și totuși... Da, a fost, deci nu tot așa, nu a fost dată o hotărâre, a fost adoptată o hotărâre de Consiliul Local. Să ne înțelegem. Deci nu putem să dăm 1 metru pătrat. Da. Deci lucru pe care trebuia să-l știm. Deci îi putem da posibilitatea să-și monteze o cruce, ca de altfel sunt atâtea cruci pe marginea Domnului peste rând. Dar nu să facă nu știu ce monument... Dar și acolo, și crucea care e montată, la intrare la ulița Brău Dulce, o moarte o tante la Cașe, e făcută limita de siguranță sau pe limita de siguranță a drumului județean și are adusul drumului județean. Deci, dacă de el nu vrea pe drumul județean. Păi, da unde? Vrea undeva pe Bergat. E pe domeniul public la noi. Limita de siguranță. Intră în partea aia, dacă și vă aduceți aminte, acolo unde e cimitirul. Deci intră în zona aceea. E pe domeniul public. E pe domeniul public la noi. Deci nu trebuie de la drumul județean. Se poate acolo. Este spațiu destul. Dar e exclus asta cu concesiune cu asta. Deci trebuie să-i aprobăm. E doar montarea unei cruci, nu să faci nu știu ce, gărbuci, nu știu ce. Dar poate împrejmuiască acolo să-și protejați, și acolo. Avem câte un loc de depozitat, nu știu, am văzut să depozita material, să depozitați acolo. Acum, dacă se pune aia în mijlocul. Dar nu s-o pune în mijlocul. Deci, automat, dacă îi aprobăm aici, deci în momentul în care... Exact. Deci va merge de la serviciul nostru de la urbanism, om, împreună cu domnul vicepreședinte. Și îl stabilim împreună. Deci prin asta automat îi spunem că se va stabili amplasamentul sub coordonarea oamenilor din primărie. Exclus ca fiecare să-și... Dacă are 9 metri de la absolut, domnul trebuie cerul și al la domnul vicepreședinte. Nu, dar nu, după câte am înțeles, la dânsul nu e pe județean, e undeva din plângul acela unde a fost calea ferată, nu era chiar pe drumul județean. Iar pe acolo a fost din urmă, în pașul, nu? Dar nu era pentru ei, nu era pentru ei. Nu a fost accident? Nu, nimic, chiar a fost dispensar. Unde a fost calea ferată? Calea ferată a fost lumea. Acolo, dar pentru viața asta e. Dar dacă ne amintiți, acum câțiva ani în urmă, tot era... Nu știu dacă era consilier domnului de rău. Dar a venit să... Hai să trecem, da. Da. Să trecem la fața locului și la fața locului. Da. Da. Dar nu cu un metru pătrat în suprafață. Nu, nimic. Nu, am aprobat condiționat. Doar să-și pună condiția... în care va fi prezent cineva de la urbanistă la locuitori. Deci să-ți o cum la vor. Cine este? Eu știu. Nu se înțelege. Nu știu ce înseamnă. Am zis, e dată doamna ce să zicem accidentul respectiv. Acolo. Domnul dispensarul la Cucerea. Acolo s-a întâmplat evenimentul. Da.
fost în curba aia, în urmă imediat. S-a făcut la colțul pădurii și tot major, tot pădurii n-a fost numai acolo. Conform hotărârii, el așa zice. Și-au pierdut viața, așa. Da, o mărez în satul Pește, în spațiu și toată pregardul actual. El preșunește dispensarul. Dar undeva ne întrând, acolo o să-i permitem, nu o să-i dăm drumul la frate. Vă hotărâți dumneavoastră pe urmării? Da, bine. Deci, comandul la fața lucrurilor și vom vedea. Deci, un plan să fie ca să încurce. Deci, supunem la vot, da? Cine este pentru acordarea suprafeței? Nu, lăsă de patru. Da, stați așa să zic. Este cineva împotrivit, domnul Velikov? Se abține cineva? Împotrivit, domnul Velikov? Da. Da. Se abține cineva? Dacă vă puteți să spuneți de ce? Da, pot să spun. Pot să spun că și tatăl dumneavoastră a fost poate un om care a făcut ceva în comun și tatălui și tatălui și tatălui și tatălui. Nu? Acum facem un cruce la toți? Nu. Vești la toți? Nu, facem o diferență. Deci tatăl domnului Benoi. Sunt oameni care au făcut mult mai mult. A fost învățător lăsat. Nu, și alții au făcut mult mai mult și n-au făcut un monument. Și sunt monumente. Dar noi facem monumentul, îi pune o cruce în locul unde a... Și pe care e locul unde a murit. În locul unde a murit. Dar nu monument, asta a fost spus, nu monument. Deci spune doar o cruce. Montarea unei cruci și a unei plăci comemorative. În memoria tatălui meu. Dar lucrurile astea nu vedem pe toate drumurile. Unde a murit într-un accident de circulație, o să vedeți cumva și o cruce. Nu cere nicio aberație locul ăsta. Că trebuia să o facă mai de mult, asta e altă poveste, da? Da. În sfârșit, da. La următorul punct, proiect de hotărâre privind preluarea fără plată în proprietatea comunei a autoturismelor scoase din uz, aflat în proprietatea instituțiilor publice. Probabil aici aveți niște mașini? Da. Deci nu-i vorba numai de adresă, e vorba că, într-adevăr, mașina noastră, efectiv, este foarte, foarte obosită. Constatăm și nu e prima hârtie pe care o primim de la mai multe instituții ale statului, în condiții în care am putea găsi o mașină care să îndeplinească cumva cerințele ca ea să poată funcționa mai departe. Oameni, instituții ale statului care vor să schimbe parcul auto, le dau la primării de genul nostru care nu-și permit să-și cumpere o mașină nouă, posibilitatea să aibă un proces de deplasare. Avem în acest moment, de la Ministerul Afacerilor Interne, o cerere, o adresă prin care ne se comunică că dacă suntem interesați, au la dispoziție mai multe mașini pe care putem să le luăm printr-o hotărâre de Consiliul Local, dar din care să reiasă necesitatea și destinația acestor bunuri. Și nu sunt singuri. Deci nu facem această hotărâre pentru Ministerul Afacerilor. Mai sunt și alte ministere care își schimbă parcul auto. Am discutat și în altă parte. Avem posibilitatea să alegem. Nu doresc decât de la dumneavoastră un acord, că e cu titlu gratuit. Deci nu dăm niciun leu pe ea. Ideea e ca dumneavoastră să ne mandatați prin această hotărâre Consiliu că putem să ne achiziționăm o mașină care să ne folosim de ea. Vă invit cu fiecare în parte să faceți un tur cu mașina în afară de domnule. Dar pe ceilalți chiar vă rog chiar să mergeți un pic cu mașina de la primărie și să constatați singuri în ce stare de degradare se află mașina. Deci, efectiv, ea nici aproape că nu mai pornește. Însă nu înseamnă că noi nu încercăm să o reparăm, dar sunt cheltuieli foarte mari să aduci într-o stare de
bună de funcționare o mașină într-un grad avansat de uzură. Ideea era că dacă reușim să putem lua o mașină de la o instituție, de la un minister, dumneavoastră acum, noi facem o hotărâre că putem lua o mașină, prin hotărâre de Consiliu Local, de fapt ne-am mandatat să aprobăm preluarea fără plată a unor autoturisme sau autovehicule scoase din uz, aflate în proprietatea instituțiilor publice. Asta vă solicităm. Iar la momentul respectiv, vă asigur că veți fi informați de unde am luat, ce am luat, ce facem, ce trebuie. Că nu o ducem nici acasă, ca mașină. Să avem cu ce să ne descurcăm aici. De lista acum aveți o listă acum, da? Acum da, avem o listă de la minister. Mai bine am primit numai adresa că da. Să fim de acolo, dar da. Cu mașină e așa, informativ să vedem ce am de fabricat. Da, da. Să știți că au venit mai multe. Deci au venit și, care, și de la alte instituții, ne-am uitat pe ele și am constatat că nu meritau să ne uităm pe ele, vă dați seama. Aici, la Ministerul Afacerilor Externe, de exemplu, au un Audi, am văzut că l-ai și vizualizat, care se află într-o stare de... Și bineînțeles că nici nu vom putea spune da, până nu mergem în parc auto, o vedem, vedem despre ce vorba. Deci, nici cum nu mai iau un ciur care să l-a încelepărat. Asta, fiți convinși de asta. Deci, nu ne-o bagă nimeni, nici nu... Deci ne ducem, o vedem, se merită, o luăm. Dar să avem acest act în momentul în care mai apar și am idei că vor mai veni și de în alte instituții publice în care să ne spună avem următoarele mașini, vedeți dacă le vreți, și atunci noi să avem o tărâre, am dat urtie, da, suntem interesați de mașina cu tare. Vrem să vedem, să venim, să o vedem. Ei, altă poveste, da? Altă primărie de care bun. Dar comisia de bază să aveam această hotărâre ca să pot... Păi, vrem și noi să realizăm lucrurile astea, dar ne lipsește și această hotărâre, știți? Au mai venit, au mai venit și e greu când vine, să zicem, că nu te așteaptă nimeni, că dacă altul e pregătit, nu se duce și oia cel care e pregătit. Așa că dacă noi suntem cu această hotărâre, că ne-ați mandatat să ne putem lua o mașină, noi ne ducem, o vedem, ne place un loc. Nu ne place, nu e mult să-i s-o amurge. Ce situație, autoturism sau autoutilitar? Autoutilitar este acum. Uite, o să folosească la cărat coasa și ce o mai fi. E mașina asta care dă dârmă să meargă. Ei, vrem o mașină, nu? Vreți un autoturism. Dă-le ce am găsit până la urmă, că de cară de dragul se găsește. Deci autoturism. Dar o referință vreau să fie, numai să merg de unde trebuie certificatul de naștere, de matriculat. Matriculat. Da, de aia trebuie de autoturism, chiar dacă este. Hai să trecem, să depășim asta. Hai să depășim asta. Preluarea fără plată a autoturism. Nu, ar fi de mandatare, nu? Sau se mandatează? Mă, da. Da. Așa de zi. Nu hotărâm ceva anume, adică nu puteți să luați o mașină anume. Deci solicitarea dumneavoastră este necesară să fie însoțită, dar așa au primit toate ministerele. Da. De hotărârea Consiliului Local, din care să reiasă necesitatea și destinația acestor bunuri. La noi va trebui să sune în felul următor. Că se impune achiziționarea fără plată a acestei mașini, din lipsă de fonduri, din lipsa unui alt autoturism care se satisfacă. Deci asta facem formularea și dăm drumul la hotărâre. De fapt, asta e, așa trebuie să arate justificarea hotărârii. Deci, în modul ăsta, că se impune necesitatea și destinația. Nu m-a mandatat nici pe mine, nici pe nimeni. M-a mandatat primăria. Primărie, da? Deci așa se spune. UAT-ul. Da? Deci... Da, da, da. Păi eu ce vă spun, calul de dar, pe calul de bucură, și la te bun. Nu, mai multe, să vrea și școala, nu? Da. Nu da. Și suntem la vot, cine este de vot? Nu, doar. Da, doctor, suntem da. Aici, da, toată lumea.
Trecem la următorul punct. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dării scăderea sumei de 874 de lei, reprezentând taxa de salubrizare pentru doamna Lucu Georgiana. 1,78, aceeași... Da, și scutirea la plată pentru domnul Cibotanu Constantin Aurel. Aici am venit să spun suma. O să le luăm, pentru că trebuie la operă. Da. Lucu Georgiana zice că a mai fost pe aici pe primărie, când a anunțat că a lăsat și cerere. Eu nu am găsit nimic de la dânsii. Doamna Lucu Georgiana stă în satul de pești. Nu are. Și solicită darea în scădere a sumei de 874 de lei, având următoarea justificare. În 2011-2018 am fost plecată împreună cu familia în străinătate, Lupu Ionel, Lupu Georgiana și copii. Anexez documente care justifică că în această perioadă nu m-am locuit aici și nu am scos cu noi. În ce perioadă? 2011-2018. Dar care e documentul lucru? Așa este, dar trebuie să vedeți și în casă. Astea sunt documentele. A venit și apoi a plecat. Poate o depus o cerere de atunci. Vă spune ceva, numele? Nu, dar bănesc cu acea problemă la grădiniță. Are și la grădiniță, are trei. Dar asuma, a venit în țară. Păi atunci, a plecat iarăși, l-a luat de la școală și a plecat iarăși în grădiniță. Deci 2011. Păi cum e acele 2011-2018? Hai să analizăm un pic aici. Trebuie verificat în ce an a fost copilul la grădiniță. Aici. Copilul la grădiniță era și ea. Iar scris asta are o ordine acolo care e scris în altă limbă. Eu, când nu aș lua ordine, când nu traduc, o iau de bază. Noi trei suntem în România. Fata curare. 2019 și 2020 am pus fata curare. Atunci nu justifică ce? Nu justifică. Nu știu. Cred că foarte bine documentat. Hai să vă vedem atunci. Deci ai avut 2019 și 2020. A fost la școală. Asta a zis, iar pentru o perioadă, probabil că n-au mai trecut pe aici, n-am idee de ce totuși s-au trezit acum cu... Că de fapt nu stau aici. Că a luat fata între timp iară și au plecat. Au venit și au plecat. A stat 2 ani fata la școală și apoi a luat-o iară și a plecat în anul. Și fata s-a luat nici. Nu, nu, a luat-o cu tot. Asta e corect de pură ce te-ai putat la ita, după ce a luat situația. 2019-2020, 2018-2019 și restul plătește. Se plătește în 2019 ca să aici, 2020 ca să aici, dar nu vreau să plătească 2018-2019. Deci asta a fost plecat. A fost plecat. Da, a fost plecat. Copiii toți sunt născuți în Anglia. S-ar putea să fie adevărat treaba asta. Oricum sunt oameni serioși, nu cred. S-ar păta ei de așa ceva. Așa au și venit. Da. Noi le plătim cât stăm plătim. Dar nu... Și spun că au lăsat cereri la vremea aceea și că nu se regăsește. Eu nu-i pot contrazice. Nu am găsit nimic la acasă pe buzi, nici o cerere din perioada respectivă și ei în continuare figurează debitori la noi. Lucru pe care nu-i primul om care vine și spune că ar fi lăsat și nu se găsește. Deci de aia eu nu pot să spun personal da sau ba. Putem aici? Dacă doamna Bulacu cunoaște speța, vorbiți, spuneți. Nu se aude. Nu-i semnalul bun. A picat de tot. Ce are aici?
Are, dar pe mine exact asta le-am spus și eu. Sunt în engleză. Scrie, hai bă, nu cu Ionel, nu cu Ionel, numele lor să vede. În scrisul meu de afară să le traduce, nu le puteți pune în spatele hotărârii, că nu au nicio relevanță. Fără să-mi vrea să spui, nu știu. În perioada 1
ianuarie și 30 martie, dar sunt și oameni care nu trec cu ani la primărie și dacă nu se face o informare clar că anual trebuie să te anunți și să dai declarații de salubritate. Lume care vă spun că de anul acesta fiecare și-a declarat și avem o evidență clară pe fiecare gospodărie câte persoane avem pe salubritate. Deci lucrurile astea le-am făcut în perioada aceasta în care știm clar câți plătitori de salubritate și lumea a fost informată. Băi, ești plecat, vino și fă o cerere în care să-mi spui că ești plecat. Te verific prin vecin și știu clar că ești plecat. Dar și-a dat o declarație în care spune, sunt plecat în străinătate și spun... Și în perioada asta poți să-l verific. Și perioada asta nu mai intră în evidențele noastre. Aici e problema și aici e marea problemă. Că în perioada asta, dacă el a dat declarația automat, nu mai trece nimeni în calculator acolo ca și plătitor de taxe. Și nu ne mai trebuie să ne întâlnim aici. Să putem să îl scădem la salubritate. Pentru că el, în momentul în care a plecat și dacă facem public chestia asta, dom'le, în momentul în care pleci în străinătate, vii la primărie și îți dai declarații. Dom'le, plec. Și atunci avem și noi o evidență clară a fiecăruia care poate plăti sau nu salubritatea. Că aici e totul, la salubritatea asta. Și de asta și venim cu mari sume din urmă, în care s-au plătit un anumit număr de persoane și de fapt au fost altele. Bine, că tonele astea din noi... Nu, dar încerc să reglementeze și cu unul. Am văzut lumea cum cât de cât înțelege să pună. Dar asta și a fost o idee la asta. Asta e altă problemă. Ce spunea la viteză. Haideți să depășim momentul. Ce facem în cazul Ciubotaru, ce facem în cazul Lupu? Vă rog să veniți cu argumente. Nu, dar a fost plecat. La Lupu a fost plecat. Fii vecin acolo și știu de unul. Acum, o fie, nu știe exact, nu pot să... Eu nu ține și din țară. Dar a fost plecat mult timp. Văd la Lupu, Miru. S-a plecat și domnul. Nu, plecat nu este o problemă. Da. Dacă pune pe domnul Lupu să-și legale, să-și traducă și să-și legalizeze toate acelea, cred că s-a depășit suma care datorează la salubritate. A, pe aia e problemă. Cred că va depăși suma. Și domnul ăla se vede exact ca un cadou de la greci, știți? O să fie... Da. Acum, da. Știți, fie și un lucru. Pot fi cu o lună mai mult sau mai puțin. De la jurătate, să-l amură. Dar e, a plecat. De mult timp a plecat. Foarte mult timp a plecat. Da, iar dacă da, aveți avut o săptămână, două coapte, devenea și nu te punea oamenii. Acum trebuie să recunoaștem că venim și noi cu o greșeală din urmă. Adică am văzut că stă cu soacra, da? Soacra care an de an spun că mai ajuns la primărie. Nimeni a întrebat-o, copiii tăi sunt acolo? Că totul vorbim în 2011. Dacă ești cu o adevărință de ceva, nu a venit să vadă, doi milioane, trebuie să stați ieri. Ce asta e merită? Sunt mai doar pe treaba și personalele care se ocupă în casa. Ia că te necam. Dacă mă pensionezi omul și tot îl lași, și din împreună să dai... Nici mie nu mi se pare normal să-ți spui în 2021 ce n-ai făcut în 2012, 2013, 2014, când a venit și tu vezi că acolo tu-i tot îi pui, îi pui, îi pui. Deci nu-i normal. Trebuie să o vedem un pic și din punctul ăsta de vedere. Că nici din partea asta nu au fost făcute demersuri în clarificarea situației respective. Că vreau să vă spun și cei are, nu știu câți copii, trei. Da? Vorba de 5 persoane. Care au mers. Eu aș avea un criteriu. Personalul care se ocupă în casa nu poate să te demonstreze că a făcut o somație. De asta zic. Eu ce vă spun? A făcut o somație, să alertizeze. O somație scrisă. Și atunci zicea, domnule, nu plătesc pentru că e plecat de localitate. Deci eu ziceam. Deci nu și-a făcut treaba personală. Dar după 5 ani de direct nu se casa la urmă. Așa ceva? Nu, 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 nu. Cu 5 ani de zile, asta este. Nu sunt tot omul. Nu sunt tot omul. Dacă nu sunt tot omul. Nu a fost, nu a fost.
decât acum, în 2021. Când s-au trezat oamenii ca o datorie, hai să ne fiți serioși. Despre asta vorbim, da? Nu s-a anunțat pe mine. Dar nici mie mi-a interesat situația ca să vin odată în 10 ani să vadă. Dacă ei știau că nu stau. Nimeni nu a spus că trebuie să-și facă. Au venit anul ăsta și au spus, n-am știut că trebuie să facem asta. Da. Dar n-am mai avut plătit. Nu, dar dacă n-am mai avut plătit în 10 ani. Dacă se mai are, poate să mai fie. Dar dacă mai dau impozitul, că vii și plătim. Dar nu sunt plătitor din impozitul. E doar, îți copii. Îți n-au un nume de rău. Am așa de oară la treabă, nu-i pe numele lor, pe numele lui. Pe numele lui. Păi și când plăteai impozitul ăla la mașina aceea care nu s-a ducea la cunoștință, băi, aveți plătit? Mai ai să plătai. Perfect. Noi să spunem? Eu cred că impozitul să nu spune. Nu știu mai multe cazuri, nu știu mai multe Comunii Mănăstirea Cașin. L-am întocmit și noi.
pe scheletul legal. L-ați avut cumva? L-au avut? Da, eu nu. L-ați avut? Da. Da. Înseamnă că v-ați uitat pe el. Bine, bine. Sunt niște chestiuni legale pe care ne intrăm în normalitate. Atunci se spune la voi. Cine este pentru? Da. Aceeași problemă este și cu planul anual de acțiune. Da. Care la fel au constatat cei de la control că lipsește. Probabil ați avut și acest. Și punctul 10, da? Noi o să le punem, o să le punem și pe site-ul primăriei. Pot fi vizibile pentru fiecare cetățean al comunei. Serviciile sociale pentru cetățean. Da. Supunem la vot, da? Cine este pentru aprobarea planului anual de acțiuni? Punctul 11. Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului achiziție autocredite pentru serviciul public de gospodărire comunală. A comunei Mânăstirața și Înțelepciunea. Este acel utilaj pe care dorim să-l achiziționăm din fondul de la GAL, Valea Totușului, fond care, știți, era linia de finanțare deschisă pentru strada Dumnezeu Mori, a fost închis și s-a deschis o linie de finanțare nouă, pe care dorim să implementăm, așa cum am și prezentat în alte ședințe. Este necesar acest utilaj. Hai să ne uităm în ultima perioadă ce probleme avem cu drumurile comunei, în care chiar se impune achiziționarea acestui utilaj. Că dacă l-ai avea la dispoziția ta, ai putea să-ți faci în așa fel încât drumurile să arate cât de cât practicabile. Inclusiv de zăpezire poți să faci. Cum? Inclusiv de zăpezire. Sigur că da. Am depus la dosar un referatul, probabil că l-ați primit, și al domnului Soare, prin care se pornea achiziția, referatul meu. Așa implică pornirea proiectului, un proiect pe care l-am și pus la dispoziție prin ce ar trebui să aprobăm. Nu citesc toate conform referatului, conform asta. Ca și aprobare, se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, achiziția autocredite pentru serviciul public de gospodărie comunală a Comunei Mânăstirea Caș și Județul Bacău. De aceea avem nevoie de această aprobare a dumneavoastră la schimbarea denumirii serviciului. Că nu puteai să duci un autocredite, trebuie să auzi tante, că așa se chema la autocredite. Păi eu ce spun? E pe gospodărie comunală. Deci era obligatoriu să schimbăm denumirea acelei compartimente pe care le avem, da? Am rămas pe achiziția pe suma de 76.000 de euro, dacă o să vă uitați. Asta o să pornim ca și proiect. Avem aici și sumele care noi am ne-au făcut cei de la firma de consultanță un proiect, un deviz. Ia să le citesc ca să putem fi... Deci, Comuna Mânăstirea Cașinu și angajamentul că va asigura din fondurile prevăzute în bugetul local sumele ce reprezintă cheltuielile neeligibile ale proiectului în valoare de 1.128 de euro, adică 40.000 de lei, la care se adună TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului. Vă spun sincer că aceste utilaje sunt într-adevăr destul de costisitoare și am făcut cumva cereri de oferte la foarte multe firme să putem să întocmim practic acest proiect în care să găsim și un utilaj pe dimensiunile pe care le dorim. Pentru că noi avem drumurile destul de înguste și ca acest utilaj să putem găsi, să ne facem și treaba, să nu fie nici foarte mare, nici foarte lung. Prin asta trebuia
numărul locuitorilor și operatorilor economici de servicii de proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse în anexe, probabil că le-ați văzut în anexă. Era vorba de lista instituțiilor publice pe care ar trebui să o întocmim de la nivelul comunii și lista agenților economici. Ați avut-o asta, da? În caiei. Și reprezentantul legal al comunei să fie, se aprobă nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relația cu AFIR în derularea proiectului primarul comunii. Asta ar trebui să aprobăm noi astăzi. Aici, dacă ați văzut, avem și niște caracteristici pentru autograder, dacă considerați așa, lista agenților, pentru că și astea vor fi semnate ca și ședință, și lista instituțiilor sociale și de interes public deservite direct de proiect. Și prin asta dăm drumul la achiziții. Dacă e gata dacă e un scler, luați cu cilindru? Ce să luăm? Cilindru. Nu ne ajută. Nu ne ajută. Nu ne ajută. Dar acum e foarte bun. Atâția bani avem disponibil prin acest proiect. 76.000 de euro. Dacă nu reușim, e foarte bine gândit, pentru că am observat cum ați văzut la autobredul și ați reparat drumurile. Pe care le-am închiriat. Pe care l-am închiriat. Deci a ieșit extraordinar. Dar și în comparație cum se completa cu palatul care dispărea din două ori. Extraordinar e prea mult spus. Haideți să nu exagerăm. Nu este extraordinar. E în așa fel încât să reparăm cât de cât drumurile ca mașinile cetățenilor noștri să meargă în condițiile de au fost, Gheorghiță, destul de multe ploi și nu ușoare în perioada de când le-am făcut. Vreau să spun că drumurile încă apar bine. Eu zic că o bună bucată de timp cetățenii de pe străzile deci pe drumul pe Cărbulești am făcut drumul strada Poie, da? Pe mănăstire am făcut Văcărești, am făcut Nicolae Iorga, am făcut Ieremia Grigorescu, nașterea Maicii Domnului. Iar în Lupești am reușit de am făcut Părâul Negru, am făcut Zurbăceștiu, am făcut strada Ioan Misir. Și e un olac. În Lupești chiar am acoperit o bună bucată de sat, chiar bine de tot am acoperit. Acolo am acoperit cumva. Astea sunt condițiile. Deci asta a fost utilajul pe care l-am avut și într-adevăr să știți că am tras și de utilajul de oameni aceia, am trebuit să stăm permanent cu ei, ca chiar să nu se tragă de timp, pentru că însemnau banii comunii, inclusiv într-o sâmbătă s-a lucrat, dacă vă aduceți aminte, în ideea în care chiar să nu mai avem cetățeni nemulțumiți, nemulțumiți vor fi. Una e să-i aduci omului asfalt, una e să-i aduci în continuare piatră. Din păcate, astea sunt condițiile la momentul ăsta, 2021, suntem încă la drumuri neasfaltate, așa că de bine de rău, le facem cât de cât practicabile. Mai mult de atât nu avem posibilitate. Autocredul ăsta era de capacitate mare, maximă. Nu, e de genul acesta. Da. Deci, va fi cam de modul în care l-am avut de la firma pe care l-am închiriat, da. Adică am căutat ca dimensiunile lui să poată... Misătorul mare care și ăsta care i-ați făcut un misătorul. Dar toate sunt așa mari. Toate sunt așa mari. Da. A făcut treaba. Treaba făcut, da. Succes. O să-l adresez pentru închiria lui de jur. Nu avem voie, Cician, să facem profit cu acest fonduri europene. Dar important e să-l ai la dispoziția ta, exact. Deci nu cum am stat după inundație. Hai să ne uităm, că până la urmă lumea aceea a nemulțumit, avea și ea partea ei de dreptate. Că noi n-am reușit să ajungem în timp optim cu autogrederul acolo. Una,
că nici vremea nu ne lăsa și doi, am așteptat într-adevăr ca vremea să devină cu adevărat călduroasă, să știm sigur că nu mai plouă, pentru că dacă o zi, la o săptămână plouă, drumul automat se deteriorează din nou. Ei, dacă aveai utilajul, puteai cumva să intri pe stradă, chiar dacă a doua, a treia zi plouă, da? Arăceai cumva drumul omului. Noi nu ne-am permis, din punct de vedere al costului, să-l aduci de fiecare dată, de câte ori plouă, să-l aduci, iau costul și pentru sort, și pentru combustibil, și pentru toate astea, da? Da. Să punem la proiectul de hotărâre privind achiziția autocredului pentru serviciul public de gospodărie comunal. Cine este pentru? Toți, da. Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu, nu, nu. Să vă spun, proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării de lucrări topografice în satul Scutar, comuna Mestrea Caș. Trebuie să începem cu următorul punct. Și am ca să vă explic de ce. Proiect de hotărâre privind actualizarea domeniului privat pentru poziția 551 și S50. E scris greșit. Ies 5, 11 și ies 5, 12. E poziția 550 din domeniul privat. Ce am constatat? În momentul în care am făcut cadastrarea și măsurătorile în teren, privind locul care l-am dat bisericii Bună Vestire, noi am aprobat aici 1000 de metri pătrați, da? Așa sunt toate locurile. La măsurători, s-a găsit doar 920 de metri pătrați. Pentru că cel de alături, de exemplu, are lotul celălalt, 1078. Mai fă-i ceva, ăla care e grav, ce să-i faci? Da? N-ai ce să-i faci, ăla are construcție. Are tot ce-i trebuie acolo. Pentru că toate aceste măsurători nu s-au făcut într-un timp în care aveau și posibilitate. Dacă acest lot e dat în 2004, atunci măsurătorile cadastrale erau cu totul altfel. Nu erau atât de exacte ca în vremea de astăzi, da? Ei, acum, de-aia am zis să începem întâi cu acest punct în care solicităm actualizarea domeniului public și privat în domeniul privat al Comunei Mănăstirea ca și la pozițiile 550 și 551. Și totodată va trebui să modificăm, așteptăm, ca să găsesc aici, că va trebui să modificăm și contractul de la Biserica Bună Vestire. Deci suprafața mai mult cu 22 din alt. Deci, automat va trebui să mergem mai departe cu modificarea contractului pe care l-am avut pentru Biserica Bună Vestire, în care va trebui să dăm acest 920 de metri pătrați, va trebui să făcute modificările la ce există în teren la momentul de față. Și și cu la persoana care intră. Automat. Vom intra cu act adițional și la persoana care are 1078. Normal. Ei, de aia voi solicit astăzi demararea. O să vă citesc că șeful administratorul domeniului public și privat, probabil că aveați pe e-mail, dar îl citesc. S-a aprobat cadastrarea, repoziționarea, modificarea limitelor. Vă sunați reciproc? S-a aprobat cadastrarea, repoziționarea, modificarea limitelor, alipirea sau deslipirea loturilor din satul Sfântal. Motivez această solicitare, deoarece o parte din loturi sunt poziționate incert. În urma unor delimitări în teren am constatat că la mai multe locuri există o neconcordanță între limitele din teren și limitele aprobate inițial în 2004. În urma lucrărilor ce se intră, loturile neconcesionate vor fi evaluate pentru a fi scoase la licitație în vederea concesionării.
Fac mențiunea că până în prezent avem 35 de solicitări pentru concesionare lotului satul Scudar. Deci noi dacă am scoate, am demarat acțiunea așa care am aprobat-o de demararea licitației, o să avem o problemă. Pentru că loturile respective sunt undeva în mijlocul în care alte loturi de jur împrejur sunt date. Sunt date. Și atunci ne trezim că el de fapt nu are nici măcar 1000 de metri pătrați, nici nu știm ce e. Și nu putem cadastra doar lotul pe care îl scoatem la licitații. Trebuie să reașezăm toate loturile, pentru că nu-i singura, cel puțin de când sunt eu aici, nu-i singurul om care... Sau nu-i singura problemă pe care am găsit-o. Au venit oameni care au cedat pur și simplu că nu le place zona în care au fost dați, că ei au primit ca identificare un alt lot când i-am dus acolo, nu că nu e ăsta. Deci la modul ăsta, deci o mulțime de probleme sunt la acest moment. Așa că trebuie neapărat repoziționarea tuturor loturilor ca să putem intra într-o normalitate. Altfel vom avea probleme în continuare. Oameni care nu și-au mai plătit concesiunea, oameni care sunt nemulțumiți că nu pot construi și alte și alte probleme. Deci trebuie neapărat să ne punem întâi noi la punct ca să putem scoate la licitații acele loturi pe care le avem libere de sarcină. Nu ți le asigură drumul de acces la toate loturile? Obligatoriu drumul de acces. Sigur. Da, și o să constatăm că trebuie să luți pe ăla care deja a construit că nu-i rămâne drum. Da? Despre asta vorbim. Deci lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Deci lucrurile chiar nu sunt atât de simple. Au fost lăsați să construiască, fără a fi urmăriți, fără să știm dacă mai rămâne drum sau nu, fără să știm că a intrat în proprietatea aia sau nu. Avem clar cazul, cum îi zice, la baba sau cum îi zice. Da, la baba... La baba, da, așa. La baba, îi zice. Așa, da? E clar că sunt lucruri care trebuie spuse la punct acolo. Doamna, ce are construit pe două locuri? Vedeți? Și are un sigur loc. Și are un sigur loc, adică. Ea plătește pe un sigur loc. Ca să-i dai, va trebui să o obligi ori și ea și următoarea și atunci îi faci ori. Vedem acolo când ajungem cu cadastrarea, cum putem poziționa. Măsura de cadastrare dintre lui și la noastră. A noastră, primăria, cui vreți? Cine ne poate face toată cheltuiala? Câte loturi sunt de fapt? 160 de loturi. Da, e total. Asta nu înseamnă că o vom face la noastră. De cum mai sunt 160 disponibile? Sunt toate 160. Bunează, nu mi se pare foarte mult. Vom încerca să măsurăm pe zona în care avem locurile. Într-o anumită etapă. Asta, altfel ca să le putem. Vreau că S1 de la e făcut. S1 e făcut. S1 e făcut? Unde? Sunt de S1. Și unde sunt tine? Deci aveți om la administrator în domeniul public și privat, nu este nici de astăzi și nici de el. Da? Salariatul respectiv este acolo și nu are la cunoștință, cum pe mulți i-am auzit, nu am știut. Eu n-am înțeles ce ați făcut în primăria asta, că numai domnul viceprimar nu ce are aici. Și ceilalți chiar nu știau nimic. Nu știu. La o luat, nu știu, deci, curație de... S1 este repoziționat și fără. Ca să fie repoziționat, înseamnă că ați avut un contract cu o firmă. Puteți să-mi spuneți cu ce firmă ați avut contract și să-mi dea documentele. Așa mi se pare normal dacă, totuși, acea firmă de cadastru au făcut aceste deci, documente. Este și contract. Nu știu să vă spun acum, dar știu, am fost în Vă aștept mâine, poimine când aveți timp să treceți, să... E păcat acolo dacă s-au făcut măsurători. Dar mi se pare normal, că eu chiar vreau să scăpăm de o altă cheltuială. Și mai mult decât atât, s-au luat și acolo unde a fost posibilitatea, unde sunt construcții.
Îmi spuneți că și firma care a, credeți că a făcut iesul nu? Cum? Ce firmă a fost? Sangen. Deci s-au înnașterat și la drumă. Deci s-au înnășit drumă, deci așa fie nu ți-a dat nimic. N-a făcut nimic. În patru, în... Deci la o discuție avea cu Căițeanu, nu avea absolut nimic. Domnul Căițeanu nu a făcut nimic. A zis că nici nu a făcut niciun contract cu nimeni și el nu are nimic. Am discutat cu domnul Căițeanu. Și s-au făcut și ceva aleore de întoarcere. Pentru că cât câtă 3,5 câtă e în drumul acum existent, a intervenit în ordin 488 celui de la ISU, nu mai dă voie să construiască. La o distanță de 70 de metri drum, trebuie să faci loc de întoarcere și de întâlnire. Da, știu. De da. Ceea ce nu există. Știu. Care însemna să te duci în pădure, ca să-i faci lui, să-i tai copaci și să-i faci loc de unde se întoarcă. Da, aia e adevărat. Dar încă o dată, revin la ideea. Dacă spuneți că există, unde sunt cadastrele, unde sunt... Nu e cadastrele, unde sunt cadastrele lucrare. Păi ar trebui să le vedem undeva, da? Nu, nu sunt, nu sunt intabulate ceea ce îmi doresc dumneavoastră. Sunt făcute în draft. Le aștept. E o cheltuială în minus pentru primărie. Dar asta înseamnă că le-ați și plătit? Nu știu. Aici e problema. Dacă le-ați plătit anul trecut. Adevărat, nu ați fost gratis. Cine lucrează gratis, domnul Micu? Da, se poate că de-a dat seama cum am avut cont. Deci au discuția mea cu Căițeanu, a zis că a avut niște discuții cu fosta administrație, nu s-a întocmit nici contract și nici nu a făcut nimic. Acum, dacă dumneavoastră îl faceți să recunoască că a avut și contract și că a făcut... Dacă este contract căutat și dacă este în plată, nu se trebuie să-l aducă dacă sunt draft. Chiar în draft. Adică mă duc bine eu la contabilitate, că să zic... Dar cine știe ceva aici? Primăria asta. Toată mare? Nu. Dar ce ai folosit? A plăcut. Dar nu pot să spun acum. Nu știu ce nu știu ce nu știu ce nu știu nimic. Nu știu nimic. Nu știu nimic. Domnul Ioniță, eu sunt foarte bucuroasă dacă, într-adevăr, un sector a fost cadastrat. Nu, nu, nu a fost cadastrat. Deci, nu a fost cadastrat. A fost luat din punct și făcut draft. E doar cu zero. E, nu e cu zero, s-a muncit o săptămână acolo, în Deamnă. Adică punctele alea s-au luat din teren, nu s-au luat din satele. Bun, și cum putem... Și cine a mai participat? Chiar să lucrarea asta. Eu am participat. Deci tot nu m-am făcut. Ei, ajungem tot acolo, da? Adică eu ceea ce spun, spun cu... Certitudine, nu știu că a fost, dacă a fost, da. Bun. Te-a pus de o lucrare fără un contract? Eu am venit aici și am solicitat aprobarea Consiliului Local. Dumneavoastră aveți la bază ceva? De atunci nu se face așa ceva. Nu s-a aplicat legile acum. Păi legea e și acum și am trecut și acum 2 ani. Da, de trebuie trebuie să fie și da. Știți că cum e că discutați sau după la așa ceva nu pare mult. Bine, v-am dat da. Adică vorbesc de... Domnule, am adus aminte, așa că am stat urmat. Domnule, eu mă bucur. Dacă este ceva făcut, eu chiar mă bucur. Scăpăm de un cost și de o muncă... Scutiți niște bani. Scutiți niște bani. Deși, dacă s-o dat numai niște puncte, dacă aveți părerea mea, ăla n-avea cu ce primi bani. Bineînțeles. Și atunci, când el a primit numai niște puncte, și fără cadastru nu există un proces verbal de recepție, nu puteai să-i faci plata și toate astea se întâmplă într-un... Deci, discuția că avem sau nu avem, din punctul meu de vedere, e n-avem. Dar dacă avem, Doamne ajută și să fie așa. Deci, supunem la urmă proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării de guvern topografice în satul Scutar. Întâi începem cu 2 și 3, care e... Actualizarea domeniului primar.
votat pentru poziție ies 50, 550 și 551. Dar ar trebui să aprobăm mai departe, domnul secretar, actualizarea contractului bisericii. Că nu mai avem 1000 de metri pătrați, trebuie să mergem pe suprafața pe care am identificat. Da? Deci, inclusiv actualizarea contractului. N-am înțeles. Contractele care s-au făcut pe acele parce, nemasurat, spuneți. Da. Nu. Nu sunt nule. Din potrivă. Vom face act adițional, asta poate să audă lumea, indiferent ce suprafață găsim la persoana X sau Y, care deja a construit și care n-ai cum să o mai așezi sub nicio formă în teren, fizic, la acea persoană îi vom face act adițional și îi vom pune la plată suma diferența. Iar la care le putem regla, le reglăm în continuare. Deci asta este simplu ca bună ziua. Încercăm să intrăm cumva într-o normalitate. Că totuși nu poți scoate la licitații ceva ce nu deții controlul. Greșit pe o jumătate, de un metru, doi, trei, care o să-i găsim acolo, îi punem la plată prin act adițional, altă soluție nu este. Că n-ai cum să-l muți cu casa, oricât ai vrea să-l muți. N-ai cum că nu poți să iei și să o pui în altă parte. Care a construit, vedem ce se poate. Suntem aici, discutăm, ați văzut că nu-i nimic la... Totul e la vedere. V-am solicitat la fiecare... Chestiunea pe care privește bunul mers al comunei, v-am adus în atenția dumneavoastră, v-am spus de fiecare dată, facem următorul lucru, vreau să mișcăm sau nu ceva, așa e și cu cadastrarea. E o sumă imens pe care o să ne ducem pe un an, doi, până la urmă, că nu o să o putem face. Dar să începem ceva, exact cum zice domnul Gheorghiță, că am început S1. Nu le facem pe S1 și facem S2 anul ăsta și la anul pornim cu S3 și S4 și tot așa. Dar ideea e să facem ceva, că dacă stăm pe loc, nici bani nu vin la caveniturile la primărie, că ai atâtea loturi pe care stau degeaba și avem atâtea cereri, oameni care sunt interesați, care chiar ar vrea să construiască. Pentru că constat că am avut din 2004 concesionari care n-au construit absolut nimic, dar să sperăm că dacă îi punem, dar mulți au și câte o nemulțumire și câte nu știu ce, vom așeza lucrurile în așa fel încât îi vom chema și vă spune, nu construiește, îl predai de la an. Adică nu ții acolo doar să te uiți la el, da? Menționat în contract. Dar este, domnule, dar nu au fost urmărite. Despre ce vorbim? Din 2004 este. N-ai construit într-un an, pleci. 5 ani era minim, 5 ani, nu sau 4 ani. Deci într-un an este. Trebuie imediat să arate cum construi ceva. Iar, ce să vă mai spun, că am găsit datorii de 6, 7, 8 ani. Nu numai că l-ai lăsat să adune datorii, nici nu l-ai pus nici să construiască, nici nu i-a adus la cunoștință, că el ar trebui, de fapt, să predea mult. Acum nu mai credeai, până nu-ți achizi datoria, care n-ai achitat în ultimii ani. Dacă vrei să-l predai, că au fost cazuri, au venit, au achitat, pentru că altfel i-am adus în fața instanței, au achitat și l-au predat. Este altceva. Nu vrei să construiești, te-ai uitat de el. E problema ta. Noi de acum le vom aduce aminte anual că au obligația de a construi, au obligația de a-și plăti dările. Asta e.
Dar atizați, somați. Eu zic că vom face toate aceste lucruri de acum. Din timp, nu asta. Să știți că am început și am venit și altul. Au atât acum. Au atât, chiar sunt mai importante. Nu, 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 e bine. Da, mai vedeți, fac care probabil nu mai au domiciliu acolo și au 6 inși, mai sunt în instanță. Îi găsești instanță. În condițiile în care să știți că erau foarte multe datorii pe zona asta. În care au uitat probabil de ele sau nu i-a întrebat nimeni niciodată. Că mai trebuie să le și plătească. Supunem la vot? Supunem la vot? Deci cine este pentru actualizarea domeniului privat pentru pozițiile 550 și 551? Cine este pentru? Următoarea e un proiect de topografie. Da. Deci cine este pentru proiectul de hotărâre fiind aprobarea efectuării de lucrări topografice în satul Scutaru? Facem cu rotura care a rămas 978 de metri al domnului Dordoan. Atunci noi ce am aprobat aici? Am modificat să mergem să plătească candidatul gratuit. Dar e gratuit ce să plătească. Acolo e biserica aceea pe care am luat comandă. Era vorba de suprafață, ca să ne cadrăm în zona respectivă, da? M-a dat pentru suplimentare, da? Da. Aprobarea demararei procedurii pentru achiziția serviciilor de consultanță și management și întocmirea documentațiilor pentru obținerea finanțării și implementării proiectului cu titlu Modernizare iluminat public în Comuna Mănăstirea Pașnii, județul Bacău. Având în vedere faptul că a fost publicat ghidul modificat în cadrul programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, lansat de Administrația Fondului pentru Mediu, am demarat procedurile pentru achiziția serviciilor de consultanță în management și întocmirea documentațiilor pentru obținerea finanțării și implementarea proiectului cu titlu Modernizare iluminat public în Comuna Mănăstirea Cașe, județul Bacău, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Fondului de Mediu, programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructură de iluminat public în orașele și comunele de România. Suma maximă de care poate beneficia proiectul prin cererea de finanțare este de 6 milioane de lei, ținând cont de faptul că Mănăstirea Cașin are o populație de peste 5.000 de locuitori. În lipsa finanțării investiției de către AFM, prestatorul nu va solicita plata serviciilor, iar beneficiarul nu este obligat să achite aceste servicii. Deci, la sfârșitul lunii august, se va da drumul la această linie de finanțare. Ideea era ca noi să avem toată documentația făcută. Am solicitat o firmă în care, cu plata doar la succes, îmi obține finanțare, are plată. Plată care intră automat și prin devizul de la FM. Inclusiv studiul se plătește de la Ministerul Mediului. Plus consultanța, în valoare de 3% din proiect. Deci, banii vin tot de la minister. Noi va trebui să avem în primă fază banii aceia, dar în momentul în care se va deschide linia. La momentul acesta, eu nu cer niciun ban pe proiectele astea. Doar vă aduc în atenția dumneavoastră că demarez aceste documentații pentru a putea depune, în momentul în care se dă drumul la linia de finanțare, să depunem și noi pentru iluminatul public în comună. Probabil că ați mai fost și dumneavoastră prin țară, ați văzut atâtea comune frumos luminate. Da? Și la într-un sistem în care e făcut în așa fel încât într-o anumită perioadă a zilei, a nopții, ele se ardă intens, perioada de veche și după aceea spre dimineață să se aprindă în mână. Un panou solare? Nu. 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 Doar v-am adus în atenția dumneavoastră că dorim să să facem și noi documentație pentru iluminatul public în comun.
Am identificat stâlpe pe care le avem, ceea ce avem la momentul de față. Firma a venit, a făcut asta și așteptăm să le... Deci avem cu cort clasic 390 de stâlpi, fără lampe 257, stâlpi din lemn 3, iar cu din astea schimbate lămpi LED 312. Da? Deci cam aici suntem la nivelul comunii. Practic, dacă până acum toate astea s-au cumpărat pe banii noștri, a primăriei, deci tot ce vedeți este, într-adevăr, schimbat. Tot ceea ce vedeți în comună a fost din surse proprii. La momentul ăsta se deschid linii de finanțare și încercăm și noi să intrăm acolo și să ne așezăm și noi cumva în rândul comunelor. Supunem la proiectul implementarea acestui proiect. Cine este pentru implementarea proiectului? Da, pe lista de investiții nu... Păi să-l introduce și pe lista, dar deocamdată zero. Că nu avem. Acum nu solicit nicio sursă. Nu vreau nimic, că nici nu trebuie niciun bani. Până nu-i aprobat. În momentul în care se aprobă, asta cred că probabil va intra ca și sume pe anul viitor. Pentru că durează deschiderea de proiect sfârșitul lunii august, septembrie, octombrie, noiembrie. Abia noiembrie, decembrie vom afla dacă suntem prinși. Deci ideea e că noi, anul ăsta, nu o să ne trebuiască niciun ban. Vedem dacă suntem prinși ca și finanțare, după care pe anul 2022 ne prindem sumele frumos, acea de cofinanțare o să fie până în 10%, că e o cofinanțare, și atât. Așa e, puteți să citiți și dumneavoastră, ghidul este deja pus. Ideea e ca noi să ne facem lecțiile până se dă drumul la finanțare. Deci cine este pentru modernizarea obținerii proiectului? Implementare. Implementare, nu? N-am cerut așa. Implementarea proiectului. Și vă mai solicitam ultimul punct cu... Da, modificarea organigramei și statului de funcții. Deci, avem așa, două mai multe probleme. Una era... Da, vreau și adresare. Hai. Da. Deci. Completarea organigramei și statului de funcții la compartimentul achiziții publice prin numirea doamnei Ionel, Ionel Adriana Tatiana, o cheamă pe doamna. Știți că a fost acel concurs, doamna este angajata noastră, trebuie prinsă și ea în organigramă și automat în statul de funcții. La punctul următor avem o problemă la disciplina în construcții. Așa se numea acest compartiment, disciplină în construcție, în vechea organigramă. Cei de la ANFP ne-au atras atenția că nu există acest compartiment, disciplină în construcție. Trebuie cumva să-i dăm o altă titulatură. Toate primăriile se cheamă compartiment urbanism și amenajare teritoriului. Asta înseamnă, așa, asta este denumirea acestui compartiment. Așa e omdat și noi denumirea și automat domnul apostul care, la momentul ăsta, este responsabil. Culmea că el apare responsabil urbanism, dar nu lucrează în sectorul care trebuie, ca și compartiment. Și noi acum trebuie să facem așa fel încât organigrama să fie în oglindă cu statul de funcții, da? Și atunci domnul apostol, responsabil urbanism și în amenajarea teritoriului, va lucra la compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului. Asta ar fi următorul punct. Și al treilea punct de care l-am aprobat, deja nu mai e cazul să-l punem aici cu schimbarea serviciului de salutizare și achiziționare de domeniile. N-are ce pot, dar există o aprobare. Aveți aici. Vreți să o mai scrieți o dată? Se schimbă denumirea. E disciplină în construcții, în compartiment A. Nu, la salubritate. Asta cu salubritatea.
din serviciul de salubrizare și administrarea domeniului în serviciul public din gospodărie comunală, lucru pe care nu avem aprobat odată. Asta ar fi și... Da. Da, n-a scris aici? N-a s-a făcut. Și la 4, înființarea unui compartiment, resurse umane, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, Comuna Mănăstirea Cașe. Avem ortie și asta a venit și anul ăsta și este care a venit și anul trecut. Deci, trebuie să, de la ANPP, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în care ne spune clar că trebuie să avem o structură funcțională cu atribuții în gestiunea corectă a resurselor umane și funcțiilor publice, ca sau această activitate să rezulte din denumirea unui compartiment potrivit articolul 404 din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare. Și totodată ne spune că avem obligația să organizăm un compartiment distinct pentru relații cu publicul. Păi, două deja e prea mult, nici nu o să avem posibilitate să facem. Ideea era să ne facem un compartiment comun, resurse umane și relații cu publicul. Deja e prea mult, că nici la asta nu avem posibilitate. Deci asta ar fi, înființarea unui compartiment, nu numai resurse umane. Resurse umane și relații cu publicul. Și va urma, după aceea, va demara acțiunea unui concurs. După ce ne schimbăm organigramul. De ce să nu vă spun că această parte de resurse umane este ținută de domnul Deliu, momentan. Domnul Deliu, care dacă ne uităm la lucrurile pe care le-am avut și la toate și aceste controle pe care le avem în date, nu sunt ținute așa cum ar trebui de un om specializat pe resurse umane. Plus, avem o mulțime de hârtii pe care nu are cine să le facă în primărie, dacă întrebați. Și nu că poate aș ști oricare dintre timpul nu ne ajunge. La fiecare om este prea mult încărcat cu tot ceea ce avem. Aceste hârtii vin din ce în ce mai multe. Deci va trebui să avem un om pe resurse umane care să țină și revisalul. Revisalul care nu știu ce-o fi acolo. Așa. Plus, partea asta în care trebuie să răspundem la oameni care e foarte dificilă. Relațiile cu noi nu facem răspuns la nimeni. Da? Aici chiar stăm foarte rău. Deci nu ne încadrăm ca și termen de răspuns, nici avem timp la câte reclamații vin, să avem un om specializat pe partea asta în care să spună ce și cum și când îi rezolvăm problema respectivă. Nu purtător, n-am nicio treabă. E vorba de făcut hârtii. Hârtii care sunt tot mai multe. Dacă aveți discuții pe tema. Modificarea organogramei și a statului de funcții. Așa cum a prezentat doamna Cunar. Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă tot am... Legea președintelui, de asta am sărit. Un pic, mai e o temă. Tot a lăsat-o la urmă, a zis să o punem prima și până la urmă a rămas ultima, ultima. Deci legea președintelui de ședință chiar dintr-o lucrare de 3 luni, septembrie, octombrie și noiembrie. Da. Așteptăm să spune, domnule. Aș propune să fie dintr-o președinte, domnul Fălare, domnul Fălare. Ați vrea să ne faceți cu altă. Dar de ce, domnule? Că până la urmă trebuie să... Dar ce motiv aveți să nu fiți președinte de comisie? Nu e ceva președinte. Vă rog pentru o dată experiență. Poate că nu. Băi, dacă există altă propunere. Spune, pe domnul Gheorghiță? Nu, am motivat și data trecută. Am weekend-uri făcut. Dar să zicea că e și un concediu. Și poate are intenție... Fac cursuri și lucrurile.
cu mare drag, după terminat. Oricum, scap cu mine, da? Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Nu. De ce? Nu. Eu îți consider vechi. Domnul Gheorghiță știe. Nu există treaba asta cu refuzul. Dar nici eu nu înțeleg să mă repede, dar nu înțeleg ce. În rotație să conducem ședința. Nu trebuie. Propun pe domnul Mareu. Da. Da, da. Da, e doar. Și am desfrațit. Și mă voi pune doamna Doamnă. Hai, propune. Avem propune. Doamnă, doamnă, doamnă Mariolo, supunem la vot. La vot tare de noi sunt. Nu înțeleg ce voi să deam așa. Acum și un parlament să mai vorbui, mai... Experiența la Cica, să vezi un băr, vin și așa mare. Mai pune și prima părți, nu numai prima. Dacă ne-am fi propus între noi, ați fi spus, Doamne, ia uite, ia să propună trei. Acum noi, chiar special, am arătat deschidere către zona dumneavoastră în ideea să vedeți că totul este transparent. Nu ideal ceva. Nu știți ce se întâmplă. Înseamnă că refuzând ce vine în rândul ea... Supune la vot, domnul Marior. Supune la vot, domnul Marior. Domnul Marior nu vrea cu zi. Supune la vot, domnul doamna Pula. Nu vrea. Iau ce vine pe bădama. Ați ajuns și eu până acolo, haideți de până acolo, bădama cu mare. Ca să terminăm, să-i fiți. Rămâne doamna Bunavo? Cine este pentru? Da, da. Cine este pentru? Bravo! 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 Da. Da. Promo? Sunt la diverse, vreau eu să vă spun că în urma inițiativei CUSACI privind salubritatea comunei, vreau să vă spun că a funcționat foarte bine. E adevărat, cu un efort suplimentar din partea angajaților primăriei, pentru că ca să dovedim că acest serviciu poate fi făcut prin colectare din poartă în poartă a reciclabilului, trebuie să demonstrăm că, într-adevăr, la nivelul comunei se pot strânge acei saci și chiar să avem o cantitate bună de reciclare. După două săptămâni jumate, cam așa să zicem că au fost dați acei saci. Vreau să vă spun că a funcționat foarte bine, împreună cu salariații din primărie și cu utilajele din primărie, am reușit să colectăm acei saci. Nu în totalitate, că e adevărat, nu toată lumea a reușit să pună în două săptămâni, să fie unde nu a fost cazul, n-am luat sacul, rămânând să luăm următoarea tură. Dar chiar avem 2,5 tone de gunoi reciclabil numai strâns din saci. Plus cât mai avem strâns de la platformele pe care le avem. S-a mai ridicat și de acolo. Deci e o cantitate în care demonstrează că locuitorii comunei chiar își dorește să avem și noi o comună cumva frumos aranjată în așa fel încât la gunoiul menajer, să nu se mai afle niciun bidon, niciun alt. Lumea chiar a înțeles lucrul ăsta și funcționează. Peste 3 săptămâni vom strânge următorii saci pe care am luat sacul, am dat sacul. La modul ăsta s-a procedat. Unde s-a ridicat, a primit sacul în continuare și peste 3 săptămâni vom strânge acei saci. Sunt convinsă, sunt aproape convinsă că vom strânge o cantitate și mai mare de deșeuri reciclabile. Asta înseamnă că putem dovedi către ATIS că în cadrul la noi în comună poate funcționa acest serviciu ca să avem colectare din poartă în poartă. Chiar, vă spun sincer, sunt foarte mulțumită de cum au depus lucrurile. Și înseamnă că mergem pe drumul cel bun. Vom reuși cumva să avem o cantitate de reciclabil cât de cât bună la nivelul nostru. Și probabil, în acest sens, nu vom lăsa aceste bidoane, aceste cutii pe drumuri, aiurea și nici pe râmp, nici pe nimic. Vor ști că au sacul în curte, îl vor pune. La sfârșitul anului vom avea o pubelă, o pubelă neagră, o pubelă galbenă.
în pubela galbenă va pune reciclabilul și atunci va funcționa și mai bine. Presupun că va fi și mai bine, nu va mai fi încurcat omul de acel sat. Dar funcționează. E important că funcționează. Da, da, așa este. Da. Deci vreau să răspund că, cum spunea și la primarul aceasta, am avut aproape 3 tone, 3.400 de kilograme de deșeu reciclabil, deci de stat, ceea ce reprezintă undeva la 25% din totalitatea cantității pe anul 2020. Am reușit să o colectăm într-o lună. Asta ne reduce foarte mult efortul financiar pe care trebuie să-l suportăm la femei conform raportării anuale care se face. Totodată rog cetățenii să înțeleagă că platformele de deșeu reciclabil sunt doar pentru deșeu reciclabil. În continuare găsim animale moarte, în continuare găsim deșeuri din construcții, haine. Pe această cale, împreună lucrăm și vom face o platformă la sector, o construim acum, în care să se depoziteze deșeurile voluminoase. Și anume, dormeze, mobilă, covoare, perne, haine, lăzmin, tot ce găsim acum, putem a lua. Putem a lua pe comitere. Deci, eu vă spun că am văzut covoare, lacume, tot ce am frânzit acolo. Le vom face acolo, acea parte de depozitare, în momentul în care se va umple, vom anunța la prestul să vină să ia. Și aceste deșeuri voluminoase și deșeuri, dacă este nevoie, vom face adiacent și o platformă pentru electronice și electrocasnice mari. Pentru că și acelea se contorizează. Și ne vor ajuta pe noi. Și nu vor mai ajunge cu malucașa. Adică dăm o alternativă. De bună dreptate, omul spune, doamne, unde să... Uitați, aici. Da. Nu se justifică, și pe această bază sper să anunțăm asta, nu se justifică materiale din construcții. Pentru că la absolut toată lumea care au venit la noi și au solicitat că au o construcție, demolează ceva, le-am pus în vedere că trebuie să le anunțe în momentul în care vor vrea să arunce undeva deșeurile din construcții. Adică ne referim aici la partea de ciment, nurul din astea, ce înseamnă azbo, ciment și aia sunt periculoase cu totul altceva. Alea nu o să le putem lua niciodată. Dar deșeuri din construcție avem posibilitatea să ramblem o groapă. Și slavă Domnului, de groapă nu ducem lipsă. Asta putem să facem. Dar trebuie să le ducem noi în sistem organizat. Lumea trebuie să știe lucrurile. Că dacă ne anunță, vor putea, și au venit cetățeni, vă spun clar că sunt cetățeni care au venit și au spus, am dedus următoarele lucruri, am reușit, le-am dat și exact asta facem. Dar dacă nu ne anunță și duc pe malul apei, atragem atenția că vom da amenzi. Vom da amenzi și nu vor fi chiar mici și nu vom avea nici timp. Avem deja la momentul ăsta niște filmări și căutăm. Deci ne-am, pe chestiunea asta, avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră să identificăm persoanele. Dacă vreți să vă uitați la camera, da, oricum le facem publice. Asta este clar. Le facem publice pe site-ul primăriei și atunci vom afla clar cine sunt. Nu reușim să identificăm numărul mașinii, pentru că camera nu e atât de silențioasă. Dar fețele oamenilor ne vedeți clar. Și aș vrea chiar să primesc ajutorul consătenilor și să ne ducem să le dăm amenzi, că totuși un reciclabil nu pui betoarele tale. Pentru e clar, am spus că vor avea sprijinul nostru. Important este să ne informeze. Nu o să lăsăm pe nimeni să se uite la
Da, pentru că știți ce este dureros? Două zile am folosit resursa umană de la ajutor social și de la și din cadrul primăriei, am aranjat într-un fel, adică am sortat ce era în platformele de reciclare, ce mai era menajer, l-am luat de parte, deci și oamenii de la ajutor social sunt oameni până la urmă. Da? După ce ți-am curățat platforma și am adus-o într-un standard ca să cede la lucrurile să o poată să o ridice, vine dimineața, pentru că am avut ghinionul că joi n-au putut să vină cei de la Rompres, n-au ajuns să vină să le zice citatul, vine dimineața, vine să trezesc ei, la ora 7, la aproape 8, și au umplut o tombelane, două cupere de reciclare, le-au umplut cu moros și cu material de construcție. Adică și-au putut joc de munca noastră. Nu numai, că imediat a venit mașina de salutat și a ridicat. Imaginați-vă ce cantitate de noi menajeri vom avea acolo. Deci noi trebuie să ne gândim și la asta. Că aia vor fi tone de deșeuri menajer, da? Acel material de construcție al acelor persoane va fi ca și menajer. Ce să fie tonă? Da, da. Deci așa. Am avut luna mai 84 de tone în luna mai. În luna iunie 62 de tone. Care le ridică. Imaginați-vă! Au fost ridicate de la noi. 84 de tone. Și dacă întreb lumea, eu nu fac gunoi. Când e vorba să plătească gunoi, dar eu nu produc gunoi. De tot și dacă mergem, când am mers sâmbătă, dacă mergem sâmbătă, de acum începem să mergem un pic, să vedem special la cei care nu produc gunoi. Tomberonul și nu-i poate să de ce să ridică saci? Da, mă, dar noi nu trebuie, dacă ne ridicăm, altul nu trebuie la asta. Îi duc pe la asta. Și asta este un adevăr și o realitate. Dacă nu, vom vrea în sau dacă nu, nici nu vrea în încet, încet. Eu zic că ne vom civiliza. Da, cu răbdare, dar trebuie să primim un acord și de la ce nu noi continuăm să din cauza că nici compactare. Dacă ar strânge unul de două numări, nu la poși, el întâmpărește la acolo. Nu, dar se mai repede. Am rămas răsat și în curte. Cu timp, din carton să le desfacă și pădurească ceva cu mânta, n-ar fi așa acolo mare. Domnul consilier, nu le presează agentul economic. Avem, și nu mă scrie să da, avem situația de la doi pași. Doi pași de vină pe duță, duță de vină pe doi pași. Au 5, am suplimentat cu berele pentru ei, că sunt două magazine acolo, zic, le suplimentăm. Aruncă, primesc marfă, ia cutia, cum e ea pătrat, așa, așa o aruncă. Păi trebuie să suplimentăm la urmă cu berele. Asta a discutat-o, domnul Gheorghiu, dar le-a compactat cetățenii cât de cât. Nu, și dacă te duci, eu le compactez, nu le compactează ăla. Dacă te duci, eu le compactez, nu le compactează celălalt. Dar să nu mai fie așa vorbinoasă la poartă omului. Rupești, sunt cei doi agenți economici, unul dintre ei chiar e mare știutor la servicii de sanitate, dacă îl urmărim un pic pe rețelele de socializare. Deci știe pe toate. Mai puțin în curtea lui, că dacă s-ar uita peste gard ce are dânsul acolo la o poartă, probabil a să nu încerce să mai dea lecții la altul. Nu e cameră. Vom da la fiecare agent economic propria tuberă de reciclare. Asta am în ideea de a face. Și atunci n-are decât să-și pună acolo. Și dacă eu găsesc braiște, atunci am ceva. Da, așa, aș permite acum să dea vina, nu eu, ci ăla. Atunci o să le vedem pe fiecare în pasă. Și dacă va merge programul cu sacii și noi credem că va merge cum a început de reformițător, vom desfința toate platformele de reciclare și atunci vom desfința și toate focarele astea. Unele sunt focare de infecție, pentru că, într-adevăr, sunt unei cetățeni, dar nu știu dacă le moare găina, le moare câinele, le moare... Dar aruncă acolo, doamne. Aruncă acolo. Afară, în drum, să-l miroase mărcare trece pe lângă el. Eu n-am văzut așa ceva. Dar nu știu. Păi și ăla e un om doleg, și ăla e un om de la ajutor social. De ce să-i vină să-i scoată cățelul lui mor de acolo? Și sunt tot oameni. Chiar dacă la ajutor social, sunt oameni și ei. Deci trebuie să încercăm. Asta e...
Următoarea cu unii cu saci incidată sau ați fixat-o? Nu, dar ați fixat-o... 1, 2, 3, 3 sau 4, 4, 4, 5, 5. În săptămâna aceea, 30... Stați un pic că vă schimbim. Ultima săptămână de lună și începutul săptămânii septembrie. Aia va fi preluată. Dar vom face cum? 2, 3, 4. Avem timp să punem și pe Facebook, și la agenții economici vom face afișe, și pe Garcăt vom face afișe, ca să știe lumea când data, deci avem timp. Până la sfârșitul lunii avem timp să punem pe Garcăt. În perioada așa se va ridica, vor fi colectat saci gata. 1, 2, 3, dacă e. Și să întâșnui? Între 30 și 4. 30? Da. 30 și 3. 30 august. Atunci vom anunța la zi. Dar vom anunța, vom face viață, le vom anunța la magazine, le vom mai comunica, vom anunța pe Facebook, pe site-ul primăriei. Eu zic că va funcționa. Sunt optimistă. Nu, pentru că și sacii ăștia sunt destul de mari. Și dacă și sacii aceștia colectăm, ăștia mă le strivim, vreau să-l zic. Da, bun. Nu la capitolul ăsta. A, spuneți. Ați terminat? Am terminat. Deci, vreau să vă informez, vă luați cunoștință, dați cu situația din zona asta cu marca la populație, întrucât dumneavoastră fiți foarte bine, se încearcă să margem numai la proprietarii păduri, nu știu la celălalt persoane care sunt deținători de păduri, în sfârșit, deci nici proprietar. Veneam cu propunerea Consiliului Local, dar pentru următoarea ședință poate să fac eu, nu știu, un proiect de hotărâre de aici privește asigurarea a unei candidăți de păruți, două, știu, la familii, la un preț mai micuț, decât cel care poate să ajungă în jur de 7 milioane de căruți sau 8. Da, vă pot răspunde la această întrebare. Am stat de vorbă cu agenții economici care prelucrează lemnul de pe teritoriul comunei noastre și căutăm soluții să venim în ajutorul lor, în așa fel încât să nu mai stea la îndemâna căruțașului care pune sau nu pune în căruța lui, dar păcălește pe bătrâna aceea că el ar avea și un metru cub sau jumătate de metru cub sau ce vrea el să spună că are acolo un căruț. Solicităm ajutorul agenților economici pentru transport, cântărie, cumpără un metru cub, dar să fie un metru cub, cumpără 5 metri cub, să aibă 5 metri cub. Deci, dar va trebui să se folosească de agenții economici și nu de căruț. Dar agenții economici ia 3 milioane pe un metru cub. La momentul ăsta. Și mai bine, din jumătate. Trei jumătate jumătate. Putem purta discuția acolo. Am zis că poate la un milion jumătate de acolo. Nu. Se poate. Deci să facă un gol undeva, să dea la populație. Ăla e prețul de cost al pădurii, că nu că e pădurea mea sau al ăla. Asta e prețul, e pădurii. Cine vrea, doamne? Dacă îți scoate la licitație direcția sindică la Căru, materialele meu la preț de 70-80 de lei, că se vorbesc acum la tarifă ăsta. Deci cu cheltuieli de exploatare la drum auto, poate fi până la 150 de lei, din pădurea noastră, deci nu vorbesc din pădurea asta. Deci asta nu ajunge, 311 lei, a fost ultima factor. Din pădurea noastră, care am dat la Măcălău, la Buna Vestire, 311 lei. 311 lei. La direcția civică. Da. S-a dus la 311 lei cu dumneavoastră și e vândă jur de 10.000 de metri cu pe an din pădurea noastră, iar e vorba de davane de 20%, dar vrea să iei 80. Ceea ce vă spuneam. Vă spun că o profesă că pentru așa a fost învățat și așa puteți și la statul român. Tot 20%. Nici măcar 50-50. Asta este contractul de cheia, nu... Dar lemnul ăsta ca să ajungă lemn să se pună pe pomul, parcurs mai multe etape. La toate, la toate, la toate, la toate, la toate, asta costă bani. Dar asta costă bani. Banii ăștia se iau din lemnul ăla care se ridică. Dar ce e aceea ca să vă incorporați să vă incorporați cu populații? Nu la noi comunii, nu la noi comunii, sunt din urmă. Nu vă dați voi să mă retrag. Am epuizat, vă rog să rămâneți.
dar licitația care a intrat 70-80 de lei, da, doamne, dacă și acum să facă înțelegere, că tu e pe aia, pe aia, eu știu care e treaba, nu ai discutat. Dar de ce da? Să faci o partidă să se dea pe picior la populație? Să se dea pe picior la populație, cum am avut și înainte, cum da. O să de ei mai așa s-ar putea. Păi așa s-ar putea. Că nu mai să te depunie, sigur. 3-4 de fapt, tu și ea, lumea să nu? Nu, nu, nu la drumă, tu nu se le din pădure. Nu, 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 nu,